Bună ziua! Suntem astăzi alături de domnul doctor Mihai Adrian Mlejniță, managerul Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, profesor dr. Octavian Fodor din Cluj-Napoca. Ce mai faceți, domnule manager? Cum sunteți astăzi? Cum a fost ziua? Mulțumesc! Ca toate celelalte de până acum. Ca toate celelalte, permanentă bine. Permanentă provocare. Sunteți printre puținii medici din România care ați ales o specializare în management medical, management spitalicesc, știind că aveți o teză de doctorat în domeniul acesta. Cum de-ați ales să vă specializați în management medical? Aventura mea, să zic așa, a început practic după finalizarea facultății, în perioada stagiaturii, când, fiind vorba aia, mă apropiam de 30 de ani, am decis cu regrete, să zic așa, că nu mai doresc să fiu întreținut de părinți. Și, în consecință, am luat drumul business-ului farmaceutic, am intrat în companii farmaceutice, unde am activat în circa 7 ani de zile. Ulterior, prin 2005-2006, când se previgura noua legea sănătății cu managerii specializați de spital, eu, având anterior și o specializare în administrarea afacerilor la Universitatea Asebus și la Universitatea din Atlanta, obținând o diplomă de Executive MBA, am apreciat că mi s-ar potrivi. Și, ținând cont de pregătirea mea, de experiența acumulată în domeniul privat, mi-am luat CV-ul sub braț și am bătut la ușa factorilor decidenți. Șansa mea, să zic așa, a fost că am dat peste un factor decident la acea vreme, care a știut ce reprezintă un MBA și a apreciat că n-am avut nicio pilă la vremea respectivă și s-a riscat cu mine, punându-mă interimar la început și, mă rog, ulterior participând la concurs la conducerea Institutului de Gastro, Spitalul Clinic de Artulți, la acea vreme. Și așa a început aventura mea. Din ce an conduceți Institutul? Din 2006, din februarie, când am început ca și interimar. De atunci sunt la cârma Spitalului Clinic de Adulți la acea vreme, ulterior schimbându-și denumirea în Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Octavian Fodor, iar din 2011 Institutul Regional de Gastroenterologie Hepatologie Octavian Fodor. În ultimii ani se pune foarte mult accent pe managementul calității în spitale. Știm foarte bine chestiunea asta de la toate entitățile posibile. Cum vedeți dumneavoastră managementul calității, iar raportat la IRGH prescurtat, ce demersuri ați făcut pentru creșterea calității actului medical? Calitatea este o permanentă preocupare. Calitatea, acest dizerat, calitate, te împinge să mergi mai departe. Și un prim pas pentru a putea să visez la calitate, să zic așa, pleacă de la resursa umană. Dacă ai o resursă umană de calitate, poți furniza calitate în domeniu. Și Institutul de Gastroenterologie astăzi beneficiază de, să zic așa, de politica unor personalități cu ani în urmă, care au avut grijă să selecționeze resursă umană de calitate. Și atunci, având o resursă umană de calitate, poți să furnizezi servicii de calitate. Degeaba ai aparatură de ultimul răgnet, cea mai modernă aparatură, dacă nu ai și oameni de calitate care pot să vină să lucreze cu această aparatură. Și acești oameni de calitate, să zic așa, mă împing și pe mine zilnic, să zic așa, spre calitate. Să vin colegii mei care îmi spun: uite, este aparatul ăla nou, este tehnologia aceea nouă. Și atunci și eu trebuie să țin pasul cu ei. Recent, chiar acum, noi până la ora actuală nu aveam un echipament RMN, dar foarte curând e sosit, e în curs de instalare. Am cumpărat acest echipament RMN din resurse proprii
și pacientul va beneficia de acest echipament, pentru că nu mai trebuie să plimbăm pacientul pentru investigațiile RMN la alte instituții sanitare. Deci tot timpul trebuie să te gândești la ceva să îmbunătățești și asta, zic eu, duce spre calitate. Pe o scară de 1 la 10, privitor la raportul cost-eficiență, unde ați plasa Institutul Regional de Gastro și Hepatologie? Nu-i ușor să-ți dai notă, pentru că cunoscând toate detaliile activității, ai avea tendința să-ți dai note mari, poate să te supraevaluezi. Dar depinde și din ce punct de vedere privim lucrul acesta. Dacă mă gândesc la faptul cost-eficiență, la faptul că ca urmare activității noastre, din banii pe care noi producem, cu ghilimele de rigoare, practic banii pe care îi încasăm de la casa de asigurări, deci rodul muncii noastre, noi reușim să acoperim absolut toate cheltuielile, să dăm pacientului tot ce are nevoie, să beneficieze de absolut tot ceea ce îi trebuie pentru un act medical de calitate, iar la final, când tragem linie, să ne rămână niște bani care să ne gândim unde investim, ce facem cu ei, ca tocmai pentru a crește calitatea, aș putea spune că merităm o notă bună. Aș spune maximă, peste pentru 8, că nu? Hai să zicem peste 8, pentru că nu, loc de mai bine întotdeauna este. Categoric. Și asta este tot timpul, să găsești că, uite, într-un loc se mai poate. Și atunci este întotdeauna loc de mai bine. Bineînțeles, ca și manager și ca lider, ați avut parte de tot felul de provocări. Care au fost cele mai intense provocări de care ați avut parte? Așa cum vă spuneam, eu practic am ajuns aici din domeniul privat. Având, cum să zic, o educație în sensul acesta și o provocare imediat după ce am venit în sistemul public, a fost adaptarea mea la sistemul public, care la prima vedere, să zic așa, era altceva. Și eu, ca un exemplu, imediat după ce am venit, am cerut bugetul. Fiind la început de an, în primul trimestru, răspunsul a fost: nu avem buget. Am rămas așa, tablou, să zic, cum adică nu avem buget? Și eu cum fac un plan de business pentru fără să am un buget? Păi o să vină. Treptat cu anii am învățat că, așa cum în privat aveam niște reguli foarte clare, niște proceduri standard de urmat, și în domeniul, în sistemul public există acest lucru. Am învățat să nu neapărat să am un buget, dar să fac un plan de business pe un buget ce știam că va veni și să le evaluez corect. Există și reguli, câteodată ele poate nu sunt respectate și de aceea poate avem senzația că nu sunt reguli, dar există clar reguli, chiar uneori foarte stricte, uneori foarte birocratice, care unele personal poate nu-mi plac. Dar asta a fost un exemplu cu care m-am lovit la început. Un alt exemplu aș putea spune partea de comunicare pe care eu o consider că este esențială, nu numai în sistemul public, în orice organizație. Comunicarea este esențială și prima provocare atunci, la începuturi, a fost: mai cum eu, un tânăr director de 37 de ani, să-i spun domnului profesor sau doamnei profesor ce are de făcut? Că eu știu ce am, eu știu că sunt absolvent cu studii de executive MBA. Și totuși am găsit calea, atât din partea mea, cât și din partea profesorilor, interlocutorilor mei, să găsesc o cale de comunicare, astfel ca în final împreună să facem o echipă și să ducem lucrurile acolo unde trebuie. Este foarte greu de multe ori când vorbim de cadre universitare, profesori universitari, mai ales ca și manager, să poți să le dai anumite indicații, să nu zic alte chestiuni, și cred că ați reușit o comunicare bună cu ei, mai ales. Pot spune că da. În mare parte. În mare bineînțeles parte, că niciun sistem nu este perfect, dar asta este o chestiune de gestionare și mai ales de leadership.
care dumneavoastră până la urmă v-a specializat în MBA, în așa ceva. Așa. Și pe lucrarea de doctorat am înțeles că tot în sistemul medical, în management de sistem medical ați. Da. Cum îi zice la teza de doctorat? Teza mea de doctorat, practic, am făcut un studiu comparativ între eficiența unui cost eficiență între un spital monopavilionar și multipavilionar. La vremea respectivă, noi având, eu fiind lucrând într-un spital multipavilionar, mă loveam, să zic așa, de problemele inerente. Deci, în esență, sunteți printre puținii manageri care aveți studii elaborate în așa ceva. Nu aș putea să vă spun dacă sunt printre puținii sau nu. Asta a fost ceea ce am apreciat eu la momentul respectiv, că ar fi interesant de evaluat. Având în vedere că știm foarte bine raportat la sistemul birocratic și cum este sistemul politic-administrativ din România, mulți sunt puși politic dumneavoastră. Într-adevăr, ați muncit pentru această funcție și o ocupați pe drept. Și aveți și studii care vă certifică această funcție. Da. Să vorbim și de un alt subiect care interesează mult pacienții și aparținătorii. Da. Problemele mari în România, care se pun în sistemul spitalicesc cu precădere de stat, știm bine că și în privat există, vorba de infecții nozocomiale, care este o problemă majoră. Cum ați reușit dumneavoastră la IRGH să combateți această problemă sau cel puțin să o diminuați? Infecțiile nozocomiale, este bine de știut că acestea există în toate spitalele, da, în întreaga lume. Categoric. Și nu trebuie în primul rând să facem o paranoia din aceste infecții nozocomiale. Și cu cât un spital are mai mulți pacienți, deci se plimbă mai mulți pacienți, și riscul de transmitere, de a circula și de a răspândi aceste infecții este mai mare. De asemenea, un spital care are o patologie gravă și abordează tehnici superioare, de asemenea, riscul acolo este mai mare de infecție nozocomială. Deci, infecțiile nozocomiale există în orice spital. Esențial este să le poți identifica, să poți să iei niște măsuri acolo. Noi ne-am lovit la început, de exemplu, mi-aduc aminte când am propus ca și indicator de performanță la infecție nozocomială o cifră foarte mare raportat la istoricul spitalului. Și când am fost întrebat cum argumentez acest lucru, pe zic eu, de anul acesta avem medic epidemiolog angajat care are în sarcină acest lucru. Deci mă aștept să se identifice mult mai bine și să se recunoască mult mai bine aceste infecții nozocomiale și evident că mă aștept la cifre mai mari. Deci, sau, de exemplu, acum, recent, unul dintre medici îmi spunea, am avut două luni în care mi-au scăzut infecțiile nozocomiale, dar fix a treia lună iar au crescut. Ei, acum stă, studiază, analizează să vadă de ce, de unde, să vedem ce măsuri putem lua în acest sens. Deci nu, aceste infecții nu vor dispărea. Vor exista. Important este să poți să ai mijloace, să le identifici și să încerci să le combați, să le controlezi. Și unul dintre mijloacele cele mai efective, care ar fi? Respectarea procedurilor existente, de curățenie, de exemplu. De multe ori, cu tot ce avem astăzi, prin toate noutățile care sunt la îndemână astăzi, cu tot felul de soluții dezinfectante, sisteme de sterilizat, dar câteodată mănușile care ni le luăm pe mâini, dar uităm, poate să ne spălăm pe mâini. Apa și săpunul. Deci, de foarte multe ori se întâmplă ca personalul medical și-a tras mânușa pe mâini și se spune că da, el este protejat și scapă din vedere că poate nu-l protejează pe cel care trebuie, pe pacient. Și uite, e o chestie care, încercând și exersând procedurile pe care le avem în institut, uită să, dar dacă exersezi lucrurile astea, încep să și important este să identifici cât mai repede posibil sursa și ce trebuie făcut. Revenind la capitolul personal medical în spitale, mai ales la spitalele de stat din România, este o mare problemă, mai ales și infrastructura proastă pe care o avem în România, mulți refuză să meargă în anumite zone și din cauza asta anumite spitale sunt desuete la capitolul personal medical.
raportându-ne la IRGH, media de vârstă a personalului medical, între ce limite ai cuprins? Personalul la noi, limita de media vârstei, să zic așa, este undeva pe la 40-43 de ani, ceva de genul acesta. Și dacă spuneam că se confruntă spitalele multe cu probleme de personal, pot să spun că, din fericire, noi am reușit să gestionăm, să zic așa, eficient, astfel încât să nu avem, chiar și când au fost, să zic, restricții de angajări, am resimțit mai puțin. S-a resimțit și la noi, dar mai puțin. Și de unde acest lucru? Faptul că revin din nou la resursa de umană de calitate pe care o ai. Și această resursă umană existentă reușește, să zic, să transmită celor care vor să vină la noi, că pot să învețe, se pot dezvolta profesional, să aibă o carieră. Și atunci, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, suntem căutați. De asemenea, n-am făcut rabat nici noi, am căutat să nu facem rabat de la selectarea resursei umane. A fost, de exemplu, concurs pe birou de achiziții publice, un compartiment foarte important în funcționarea administrativă a spitalului. Au fost trei rânduri de concurs în care nu au luat notă de trecere și am preferat să stau cu criză de prezent, un singur om pe compartiment, și în final am reușit să selectăm pe cineva de ulterior, cineva de care a demonstrat și într-adevăr astăzi lucrează la noi și dă rezultate foarte bune. Nu trebuie făcut rabat de la calitatea medical. Și totodată vorbim de folosul pacientului. Să vorbim și despre Casa de Asigurări de Sănătate. Care este relația IRGH-ului cu casa? Eu pot să spun cu Casa de Asigurări din Cluj, cu care noi avem colaborare directă, avem o colaborare cât se poate de, pot să spun, profesională, pentru că și noi, și Casa de Asigurări, acționăm în folosul pacientului, în interesul pacientului. Și atunci când depui eforturi în sensul ăsta de ambele părți, și noi, și Casa de Asigurări, atunci când îți apar anumite probleme, anumite lucruri, împreună, identificând problemele, poți să ai un drum constructiv. Și cred că noi, cel puțin, și din câte știu, și celele spitale, în Cluj reușim acest lucru, să avem o relație constructivă cu Casa de Asigurări. Bineînțeles că ne hrăim între noi câteodată și ne mai supărăm că n-am raportat la timp, că nu ne-ați dat banii la timp, că atâtea hârtii vă trebuie și vouă stără de la casă, deci o birocrație. Birocrația nu o putem înlătura orice am face. Nu o putem înlătura, dar o putem, să zic, poate diminua, să facem lucrurile mai active. Și de multe ori poate, am observat acest lucru în unele instituții sau în instituțiile publice, există așa o cramponare într-o birocrație în care omul s-a obișnuit, merge cu acea birocrație, poate câteodată este lipsit de inițiativă ca să facă ceva. Să facă ceva în comoditatea. O comoditate, s-ar putea spune. Dar în principiu relația este una. Relația este una, dar într-adevăr, noi vrem tot timpul mai mulți bani, casa are banii atâția cât are. Și trebuie să îi împartă. Bun, să revenim iarăși la folosul pacientului și la interesul pacientului. Cum vedeți sau cum credeți că pacienții cu afecțiuni gastroenterologice și hepatice pot fi informați corespunzător, corect, pe românește? Deci, nu știu dacă neapărat pacienții cu afecțiuni gastroenterologice. În general, dar pornind de aici. Este valabil în toate specialitățile și astăzi pacientul este tot mai informat sau mai precis, are tot mai multe surse de informare, să zic așa, pornind de la reclamele pe care le auzim și le vedem toată ziua în mass media, până la studiu individual, să zic așa, al internetului. Cred că trebuie plecat de la o educație pentru sănătate,
care aici trebuie să lucrăm și noi cadrele medicale, cât și pacienții. Și asociațiile de pacienți. Pentru că dacă te rezum la reclamă și la o sursă poate neprofesionistă, poți să, din păcate, să dezinformezi și poți să ajungi un pacient poate să ajungă, din păcate, și se întâmplă des, cu o patologie într-un stadiu avansat. Cu cât o patologie este identificată mai repede, cu atât șansele de vindecare sunt mai mari. Și un rol aici, noi, cadrele medicale, îl avem cu siguranță. Trebuie să găsim calea de comunicare, să găsim timpul, să alocăm timpul, nu știu, acel minut de aur, să zicem, în care să comunici pacientului, să explici pe înțelesul lui ce se întâmplă, de ce se întâmplă, pentru că atunci când pacientul înțelege, și pacientul pune umărul la vindecarea și la problema lui. Deci, cred că o comunicare bună cu pacientul ar duce la o informare mai bună în toate specialitățile. Și la evitarea avansării unei boli, nu? Evident, evident. Ok. Ce aș mai vrea să punctăm, foarte important, secțiile, care sunt secțiile de vârf ale RGH-ului și cărora ar trebui să le acordați o atenție mai specială? Nu cred și nu este, cum zic, modul meu de lucru ca să acord o atenție specială anumitei secții, anumite departamente. Fiecare departament, secție, își are rolul lui. Fiecare este o rotiță mai mică sau mai mare în acest angrenaj. Inclusiv partea administrativă, despre care se spune că sunteți niște birocrați care numai plimbați niște hârtii. Nu, fiecare își are rolul lui. Și când ceva nu funcționează, una din aceste rotițe, mai mari sau mai mici, nu funcționează, atunci tot angrenajul dă semne că nu mergem într-o direcție bună. Iar dacă reușești să identifici aceste lucruri, să le faci să funcționeze, să le pui la loc, să în stare de funcționare, lucrurile vor merge. Astăzi poate să fie un departament mai performant, pentru că vine cu ceva nou. Aduce ceva nou în asta. Mâine un alt departament, altă secție poate fi. Deci lucrurile sunt în dinamică. Deci nu m-aș aventura să spun că secția X sau este mai performantă. Lumea ne cunoaște pentru anumiți medici care sunt călduroși de pe anumită secție sau departamentul de endoscopie, departamentul de ecografie, de performanțele chirurgicale. Deci peste tot sunt lucruri bune. Să mai legăm niște lucruri punctate anterior. Tot vorbim de personal medical. La ce număr se ridică personalul medical estimativ al institutului? Astăzi institutul are undeva în jur de 1000 de angajați, cu tot cu rezidenții pe care i-are. Rezidenții încă au și perspectivă să rămână în cadrul institutului. Da, acum ce se întâmplă? Sunt foarte mulți tineri buni și care sunt promițători, dar nu toți pot să rămână într-un singur loc, pentru că categorică nu toți, dar există potențialul ca mulți să rămână sau o parte. Sigur că da. Și trebuie vânați, să zic așa, cei mai buni. Contează foarte mult personalul medical, cum a spus dumneavoastră, fără el nu poți să folosești aparaturile, tehnologiile. Și acum trecem la partea de tehnologie și aparatură așa medicală. În ultimii ani, cam cât s-a investit în achiziția de aparatură sau tehnică medicală? Și pe viitor, ce preconizați sau ce ați avea nevoie inerent să puteți dezvolta institutul la cele mai înalte standarde posibile? Și cum vă spuneam mai devreme, pentru noi, pentru partea administrativă, pentru mine, a fost o preocupare permanentă să aduci aparatură. Pentru că dacă ai o aparatură performantă, ai și oameni de calitate, poți să ai rezultate de înaltă ținută. Noi reușim și am reușit, să zic, poate s-a întâmplat, că poate nu în fiecare an, dar de regulă în fiecare an reușim să reinvestim
și în echipamente, în dezvoltarea infrastructurii. Avem, așa cum spuneam, din resursele proprii, cam în fiecare an, să zic așa, undeva pe la 5 milioane de lei reușim să investim în echipamente. Ministerul Sănătății la fel, nu neapărat constant, dar întotdeauna a venit și a reușit, atunci când s-a putut, ne-au alocat finanțări, aș putea spune că tot, poate undeva în jur la 5 milioane anual. Autoritățile locale, Consiliul Local, Consiliul Județean, deși nu suntem în subordinea lor, dar nici pacienții nu sunt în subordinea. Deci ca să știe lumea, e în subordinea Ministerului Sănătății. Da, institutul nostru este în subordinea Ministerului Sănătății, dar pacienții sunt, nu e Ministerul Sănătății. Știm. Sunt ai Clujului, ai regiunii și din alte părți. Pacienții vin peste tot. Și Consiliul Județean și Consiliul Local, atunci când au putut, au alocat, dacă tot e să menționez cifre, poate undeva la o medie, undeva către 1 milion de lei împreună autoritățile locale au alocat pentru dezvoltarea infrastructurii. Necesități sunt, lista este lungă. Dacă fac o listă și o dau medicilor, personalului medical, o să-mi umple pagini cu ele. Așa cum vă spuneam, chiar acum recent, investiția noastră majoră a fost în acest RMN. Vrem, de exemplu, să eficientizăm partea energetică prin implementarea sistemului iluminatului pe LED-uri împreună cu aducerea unui post trafo de transformare propriu care să satisfacă cererea de curent electric de care avem nevoie, post trafo care funcționează în care vom putea contracta curent de medie tensiune, care este mai ieftin decât curentul de joasă tensiune. Deci, iarăși, venim cu o îmbunătățire, cu o economie care tot la noi se întoarce. De departe. Bun. Nivelul investițiilor cu estimare, de când ați venit dumneavoastră și ați preluat această funcție, ce sumă a depășit estimativ? Mult. E greu să spun, nu am acum cifrele în cap. De exemplu, vă spuneam, undeva o medie de 5 milioane plus 5 milioane de la minister. Deci cam 2 milioane și ceva de euro pe an. Ceva de genul ăsta. Bine, nu neapărat cu o constanță în categorii, în acest sens. Au fost ani mai buni, ani mai grei, să zic așa, dar am reușit tot timpul, am reușit. Și asta, încă o dată, era datorită rodului activității colegilor mei, care au înțeles și își fac treaba cât se poate de bine. Ajungem și la colegii dumneavoastră. Cum susține IRGH-ul activitatea de cercetare științifică a personalului din institut până la urma urmei? La ce evenimente, cursuri, traininguri au participat cei din cadrul institutului în ultima vreme? Cercetarea reprezintă un factor important pentru noi. Practic este, prin definiție, obiectul de activitate al institutului nostru, este diagnostic, tratament, învățământ și cercetare. Deci cercetarea este obiect de activitate al institutului. Și avem, de exemplu, un colectiv de cercetare pe nanomedicină, care inclusiv are brevete de invenție. Avem colegi cu mulți colegi cu proiecte de cercetare cu diferite surse de finanțare în acest sens, iar eu, de exemplu, eu am căutat să atrag ca să se vină cu proiecte în institut. Am fost, să zic așa, oarecum la un moment dat la concurență cu universitatea, unde mulți colegi aplicau pe partea de universitate și institutul partener. Am reușit de multe ori să inversez raportul acesta, să fie institutul ca aplicant principal și universitatea partener, dar totul asta într-o, hai să zicem, competiție constructivă. Am creat condițiile necesare, materiale și financiare, ca ei să poată să facă partea aceasta de cercetare. De asemenea, am căutat să investim în dezvoltarea lor profesională, să meargă cu lucrări
la diverse manifestări, conferințe, iar acei colegi care au lucrări, prezintă lucrări sau postere, cum se merge la diverse conferințe, pe aceștia îi susținem financiar. Deplasare, cazare. Este un lucru foarte bun, da. În țară, din păcate, în străinătate este mai greu de a aborda această lucru, dar în țară am căutat să încurajăm pe acești cei care doreau să facă. De exemplu, există, să știe lumea, fonduri europene sau accesare de anumite fonduri din afara țării care să poată să susțină dezvoltarea medicilor. De exemplu, chiar în clipa de față avem un proiect european pe formare profesională, pe POCU. Proiect, dacă nu mă înșel, în jur de 12 milioane de lei, care exact ca obiect are formarea profesională, și asta e, vorbim de formarea profesională nu a celor de la noi, ci ceea ce noi, know-how-ul nostru, să-l dăm mai departe. Practic, prin acest proiect sunt medici de familie, medici specialiști și asistenți medicali care s-au înrolat în acest proiect și vin la Cluj, la cursuri, la parte practică, tocmai de a învăța de la noi. Am înțeles. Și acum mai revin cu o paranteză. Totodată o să vreau să demarăm și o campanie de informare și educare a pacienților pe diferite patologii cheie ale Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, cum ar fi, de exemplu, pe partea de bolile ficatului și partea de tumori digestive, care, așa, bineînțeles, pot fi desfăcute și duse și în alte direcții și sectoare de activitate. Ce mai vreau să vă întreb, ca ultimă întrebare, și aici puteți să-mi răspundeți sincer, cum ați vedea dumneavoastră sau cum vă vedeți atât pe dumneavoastră cât și dezvoltarea institutului și ce v-ați dori de la acest institut să fie în următorii 5-10 ani? În permanență, sau mă rog, în mod curent, să zic așa, trebuie să te reevaluezi, să vezi unde ești, să te raportezi la piața serviciilor medicale. Suntem într-un mediu concurențial cu mediul privat, cu alte spitale. Din Cluj se prefigurează construirea spitalului regional. Eu deja mă gândesc la ce se va întâmpla când va fi acel spital regional. Cu siguranță nu mai repede de 10 ani, asta pot garanta. Da, nu contează că este peste 5 ani sau peste 10 ani. Noi trebuie să avem în cap acest lucru ca să putem să ne adaptăm, să vedem unde ne vom situa peste 5, peste 10 ani, ce vom aborda, ce noutăți aducem, dacă, să zic, anumite lucruri nu vor mai fi abordate la noi, ci în viitorul spital, dacă vorbeam de spital regional, ce se vor întâmpla acolo, ce vom face noi, pierdem, ce facem ca să câștigăm, cu ghilimelele de rigoare. Așa că ne gândim la tehnici noi, cum ar fi chirurgia robotică, laparoscopia 3D, care este deja apărută și se lucrează. Ne gândim la transplantul hepatic, care este un deziderat mai vechi al nostru. Și o mare provocare. Și este o mare provocare, sigur că da. Deci trebuie să ne gândim la viitor și să ai planul de viitor. Așa cum poate alții înaintea noastră au avut planuri cu noi, categoric, și noi trebuie să facem niște planuri coerente ca să putem merge mai departe cu succes. Vă mulțumesc mult, domnule manager, și vă urez succes în gestionarea și coordonarea institutului în așa fel încât atât medicii cât și pacienții să fie foarte mulțumiți. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc mult!